Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Ambasadorul Ungariei la Chișinău, Matias Szilagyi, este invitatul emisiunii de astăzi, în care ne-am propus să discutăm despre relațiile bilaterale dintre cele două țări, despre perspectivele politice ale Republicii Moldova și despre colaborarea dintre aceste două țări. Bună seara și bine ați venit în cadrul studioului Reflector Analitic, domnule ambasador. Bună seara! Pentru început, haideți să vorbim despre modul în care colaborează atât pe plan politic cât și economic Republica Moldova și Ungaria. Care sunt cele mai importante proiecte care ar trebui să fie trecute în revistă? Despre colaborarea noastră bilaterală, eu pot să vă spun că, ca într-un fel tradițional, relațiile noastre politice sunt excelent de bune. Asta înseamnă că în aceste 25 de ani, în timpul nu spun așa, perioadei deja independenței Republicii Moldova și după schimbul de regim și în Ungaria, adică după 90, putem, ca să spunem, cu toate tendințele, orientările politice, cumva au fost întotdeauna foarte bune relații. Adică, independent de culoarea politică a guvernului în Republica Moldova, din partea maghiară întotdeauna a fost o politică permanentă de activitate înaltă și relațiile foarte prietenoase. Sunt foarte multe proiecte, bineînțeles, și trebuie ca să așa, aceste proiecte realizăm. Acum relațiile bilaterale și pe nivel înalt s-au reactivat, s-au activat mai mult. A avut loc în acest an, în luna septembrie, vizita oficială domnului Peter Szijjártó, ministrul afacerilor externe și relațiilor economice externe a Ungariei. Și după asta, peste 10 zile, a avut loc și vizita oficială a speakerului Parlamentului din Ungaria, domnului László Kövér. Adică acum noi avem foarte multe, să spun așa, impulse noi, impulsuri noi și noi planificăm și în viitor și în viitor apropiat mai multe contacte bilaterale și pe nivelul miniștrilor, domeniul economic care este prioritar, bineînțeles, în relațiile noastre, nivelul miniștrilor agriculturii. Se planifică o vizită acum în luna decembrie, chiar și semnarea mai multor documente bilaterale. Acestea sunt lucrurile foarte, foarte concrete și foarte practice, folositoare, pentru că contribuie într-un mod nemijlocit la lărgirea relațiilor, posibilităților economice și agriculturale între cele două țări. Sunt și vital importante pentru și Republica Moldova, pentru că în domeniul agriculturii, bineînțeles că trebuie ca să fie înmulțite posibilitățile de a exporta și Ungaria și Moldova în foarte mare privință depinde de posibilitățile de export. Excelența voastră, vreau să vă întreb, Republica Moldova practic are un nou președinte. Acest lucru ar da noi impulsuri atunci când vorbim despre relațiile dintre aceste două state și de fapt vorbim de o instaurare a păcii politice în Republica Moldova? Aici sunt două diferite chestiuni în legătură cu relațiile bilaterale. Mi se pare că noi avem relațiile permanente și dacă este un președinte ales și în oficiu, deja bineînțeles că trebuie că să avem și contacte bilaterale și, cum a spus, da, este foarte, și va fi foarte binevenită o vizită oficială. Asta încă trebuie ca să se hotărească, pentru că acum cu cele două părți trebuie ca să consultăm în care va fi o, să spun așa, o eventuală bună bun timp, bună data pentru astfel de vizită, cine trebuie ca să fie la cine, pentru că mi se pare că într-un fel eventual, adică de ambele părți ar fi actual o vizită președințială, dar noi vom lucra foarte activ. Ungaria susține, de fapt, vectorul politicii externe a Republicii Moldova?
De ce întreb acest lucru? Pentru că pe planul extern, pe plan regional, foarte multe accente deja se pun diferit după alegerile care s-au desfășurat în țările vecine. Mai multe țări sunt deja pro-socialiste, de aceea și întreb aceste aspecte. Dacă noi luăm partenerii noștri, partenerii europeni, adică țările europene din Uniunea Europeană, chiar și putem ca să luăm parteneri din țările parteneriatului estic, dacă este socialistă, dacă este conservativ, mi se pare că asta nu neapărat trebuie ca să, ca să înțeleagă că este o altă orientare geopolitică și așa ceva. În Uniunea Europeană sunt foarte multe țări care sunt guvernate de guverne socialiste, social-democrate. Și tot aceeași valoare europene susțin și aceste țări și nu înseamnă nicio, să spun așa, devierea de fluxul european, politicii externe, politicii economice și așa mai departe. Mi se pare că tot așa este situația și în Republica Moldova. Noi presupunem că electoratul totuși este și trebuie ca să fie unică în această privință, că conducerea țării trebuie ca să lucrează spre modernizarea, spre progresul economic și pentru relațiile economice și relațiile de integrare foarte bine dezvoltate, dar domnule și balansate în toate geografiile, adică orientările geografice. Domnule ambasador, spuneați ceva mai devreme și cu alte ocazii că de fapt în Republica Moldova este necesar de a realiza un șir de reforme. Astăzi, în viziunea dumneavoastră, care rămân a fi cele mai stringente? Poate raportat și la noul șef al statului și la acele indicații pe care le poate da. Până la urmă, dânsul are și prerogative legislative, a venit în Parlament cu anumite proiecte de lege. În acest an s-au făcut foarte mult, adică s-a desfășurat o muncă, aș putea ca să spun, hiperactivă, Parlamentului Moldovei, spre o direcție bună, adică sunt multe reforme care acum deja s-au săvârșit sau acum sunt în derulare în ceea ce privește diferite aspecte a legislației economice, în ceea ce privește aspecte a reformei mecanismului justiției. Bineînțeles, sunt încă destul de mulți pași de făcut, dar acum mi se pare că trebuie ca să acorde astfel de și aceeași mare atenție și realizării, implementării acestor noi acte legislative. Mi se pare că asta este foarte important, că ceea care este adoptat, ceea care este legiferat, trebuie ca să se transpună în practică. Și ca să lucrează acest mecanism, mai ales economic, ca să se creeze condițiile bune pentru întreprinderi, pentru investițiile și străine și din țară, un climat bun pentru investițional, pentru economia și pentru cei jucători care într-adevăr trebuie ca să fie susținute. Eu am în vedere acum întreprinderile mici și mijlocii, care este un sector foarte important ca și în Ungaria și în economia Moldovei. Eu aici văd cele mai importante aspecte. Este un foarte bun început, nu numai început, dar acum deja este o pornire economică acum în acest an în Republica Moldova. Acest proces trebuie să fie continuat. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre reforme, cea prioritară rămâne a fi reforma justiției? Cum vede Ungaria și cum vede partenerii noștri externi starea de lucruri din justiție? Da, reforma, problematica reformei justiției a fost un domeniu neuralgic în acest an și acum am văzut că este o voință politică pentru a face o reformă adevărată a justiției. Asta este foarte important din punctul de vedere încrederii diferitelor factori străine, internaționale și în economia și în politica, și această încredere acum este în curs de a fi recâștigată
este foarte important, dar încă este multe de făcut, dar primii pași au fost făcute. Acum mi se pare că această apreciere va fi acordată și de către forurile europene. Asta în cursul vizitei domnului primul ministru Pavel Filip, care va avea loc începutul săptămânii viitoare. Noi suntem foarte, foarte optimiști și noi sperăm că acum și această vizită va da un impuls foarte pozitiv, dar și încurajare pentru a continua lucrările care au fost făcute și au fost inițializate. Pe parcursul zilei de ieri, noul președinte a Republicii Moldova, domnul Dodon, spunea că până la urmă reforma în justiție ar trebui pornită de la un procuror independent. Este real acest mecanism ca să fie implementat în condițiile Republicii Moldova? Pentru această problematică sunt destul de multe diferite modeluri. În care privință și de la cine trebuie să fie independent acest procuror? Procuror trebuie să fie puternic. Adică procurorul trebuie ca să aibă o capacitate și o ocrotire în activitatea sa. Mi se pare că asta este cel mai important, pentru că această capacitate este necesară pentru a face față cu orice provocări. Provocările pot fi tot foarte puternice și se pare că și legislația și puterea executivă și toate puterile din stat trebuie ca să susține procurorul în această misiune foarte importantă, ca să aibă pârghiile și puterea, capacitatea suficientă pentru realizarea sarcinilor lui. Adică independența, bineînțeles, că este ceva care într-un anumit fel este relativă. În diferite țări europene sunt foarte diferite sisteme și variații sistemelor procuraturii. Cel mai important este că această instituție ca să fie eficientă. Domnule ambasador, vreau să revenim un pic la aspectul ce țin de alegerile prezidențiale care s-au desfășurat în Republica Moldova. Foarte mult și noi, instituțiile media, am mediatizat starea de lucruri peste hotare. Care a fost climatul în Ungaria? Cum s-a votat? Concetățenii noștri au avut condițiile necesare pentru a-și exercita acest drept fundamental? Bineînțeles, dar în Ungaria nu aparține numărul acestor țări unde sunt foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. La noi, după cunoștințele mele, nu s-au ridicat astfel de probleme dacă ar fi insuficiente secțiile de votare sau buletinele. De la Budapesta nu s-a auzit astfel de voci, adică s-a desfășurat votarea într-un fel normal și în ordin. În rest, da, asta este o problematică chiar nu ușoară tehnică, cum organiza votarea. Sunt și aici diferite modeluri prin un poștă sau într-un fel electronic sau cu votarea directă, ivirea la secțiile de votare. Adică sunt destul de multe diferite posibilități și bineînțeles trebuie ca toată lumea ca să aibă posibilitatea de a exercita, de a beneficia drepturile. Excelența voastră, atunci când vorbim despre Republica Moldova și perspectivele pe care le are, întotdeauna pornim de la factorul economic. Vrem sau nu vrem, asta este realitatea. Aici apare o întrebare firească. Care ar trebui să fie relațiile Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional? Trebuie ca să fie o cooperare foarte corectă, flexibilă și eficientă, pentru că, într-adevăr, semnarea unui astfel de înțelegeri
este un semn foarte decisiv pentru partenerii economici externi, care creează încredere în privința statului respectiv, Republicii Moldova, că acest pas a fost foarte important și binevenit. Și, pe de altă parte, bineînțeles că trebuie totuși ca să se țintească o dezvoltare sustenabilă, care totuși, și asta este cel mai important, are șanse ca Republica Moldova, adică beneficiarul acestui posibilități economice, mijloacelor financiare, credite, aibă posibilitatea de a sta pe picior independent. Adică, dar nu se poate întâmpla să ajungem în cealaltă extremă, să devenim dependenți de Fondul Monetar Internațional? Sau nu trebuie văzut atât de grav starea de lucruri? Într-un fel inițial, bineînțeles că nici una din părțile nu consideră această posibilitate de a fi dependenți. Adică toată lumea totuși ar fi interesată ca statul respectiv, Republica Moldova, ca să se dezvolte din punctul de vedere financiar și de autogestionare și ca aceste credite ar fi că să se folosească cu scopul însușirii acestor capacități financiare cu care deja Republica Moldova va deveni un stat care poate și să se autofinanța și de pe piețele private internaționale. Asta este cel mai important. Acest stadiu trebuie ca să fie obținut. Primul pas este pozitiv și experții finanțelor internaționale, după cum eu știu, sunt de părere că Republica Moldova, capacitatea organelor de guvern și financiare, totuși sunt pe acest nivel care face posibilă atingerea acestui scop. Atunci când vă întrebam despre Fondul Monetar Internațional și despre aspectul economic, vroiam să ajungem la o chestiune care ne-au făcut oarecum cunoscuți pe plan internațional, un aspect care în acest caz nu ne face prea mare onoare, este vorba de furtul miliardului. Cine în viziunea dumneavoastră nu și-a făcut tema pentru acasă și când zic lucrul ăsta mă refer la instituțiile statului? De ce? Avem o perioadă atât de lungă că batem pasul pe loc în investigare. Problema este foarte complicată și relațiile de responsabilități sunt tot foarte complexe și foarte complicate. Foarte multe persoane care au fost și au împlinit pozițiile de responsabilitate în aparatul de guvern, mai ales șefii instituțiilor guvernamentale, într-un fel teoretic nu se poate că să nu aibă într-un anumit fel de responsabilitate, măcar pe nivelul informațional, cei care au avut informațiile despre operațiile respective și bineînțeles că acest lucru trebuie ca să fie investigat într-un fel foarte, foarte aprofundat și cetățenii Republicii Moldova se întreabă, există mecanismul real ca acești bani să ajungă înapoi în vesteria statului? Asta întrebăm și noi. Nu este ușor, pentru că chiar și harta, să spun așa, scurgerii acestor mijloace financiare este foarte complexă. Aici foarte multe depinde și de cooperarea internațională cu parteneri cel mai decisiv, care au totuși pârghiile pentru conducerea investigărilor respective. Mi se pare că este o reală șansă pentru a recâștiga, recupera o anumită parte a acestor bani. În întregime, probabil nu există astfel de șansă, adică la 100% este foarte greu. Este foarte greu dacă noi avem în vedere că mare parte a acestor bani acum este în așa numite paradize offshore,
unde relațiile sunt foarte complicate și investigația tot din punct de vedere legal este foarte complicat. Domnule ambasador, în ultimii ani în Republica Moldova s-a discutat foarte mult despre ideea unui guvern tehnocrat. Dacă s-ar ajunge la acest fapt, s-ar pune punct tuturor mașinațiilor pe aspect politic și economic, scurgerilor de bani în companii offshore, este real un asemenea scenariu a unui guvern tehnocrat? Un guvern tehnocrat este posibil numai în aceste condiții dacă este un consens politic total care nu caracterizează acum Republica Moldova. Atunci când vorbim despre cultură politică, actori politici și așa mai departe, spuneți-ne, vă rog, Republica Moldova, cum este văzută pe plan internațional? Ca un partener de nădejde, un partener stabil în care ar putea veni investițiile, ceea ce spuneați dumneavoastră, și vreau, poate următoarea întrebare se va axa pe faptul cât de mulți agenți economici din Ungaria vin să investească în țara noastră. Haideți să le luăm de la un capăt. Cât este de favorabil climatul politic și investițional în Republica Moldova? Climatul politic în ultimul an sau mai mare parte a anului se pare că a devenit spre bine, adică este mai favorabil sau mult mai favorabil decât a fost în anii precedenți. În ceea ce privește climatul economic, acest climat se îmbunătățește foarte, foarte încet. Adică aici sunt necesare multe pași pentru mărirea încrederii și bineînțeles că încrederea este ceva foarte fragilă, care din păcate se poate pierde foarte brusc și repede, dar recâștiga asta nu e ușor. Adică aici trebuie ca să fie depusă o muncă foarte continuu și acum se pare că totuși interesul economic este mult mai mare spre Republica Moldova din străinătate decât a fost jumate ani mai înainte. Adică sunt momente foarte pozitive. Sunt foarte multe conexiuni, sunt foarte multe relații economice, forumurile economice pe care sau în cadrul cărora oameni de afaceri au posibilitate să se întâlnească. Este un foarte activ schimb de informații pe sfera economică. Asta e important și noi vedem orientare. Agenții economici din Ungaria, cât sunt de deschiși a face investiții aici? Sunt deschiși, dânsii trebuie totuși ca să fie susținute de către stat. Pentru că totuși trebuie ca să fie balansată aceste neîncredere relative care s-a acumulat în anii precedenți, dar ce care am filut ca să vă spun, domnul redactor, că totuși orientarea financiară acum a Republicii Moldova și politica băncii naționale acum arată o consecvență foarte pozitivă și acest lucru mi se pare că se reflectă într-un fel nemijlocit și la aprecierile și la evaluările factorilor internațional economici și acelora oamenilor de afaceri din Ungaria. Adică aici totuși se vede că stările de lucruri sunt acum mult mai stabile decât au fost un an mai înainte și noi sperăm că în cazul de pildă unui organizări, unui forum economic moldo-maghiar, acum deja putem ca să spun în ghilimele, recrutăm mult mai mulți oameni de afaceri și parteneri care pot ca să se întâlnească. Și interesul este pentru că noi în fiecare zi primim din Ungaria diferite întrebări, diferite
așa, cereri de informații în legătură cu comerț, cu respective ramuri economice și sunt foarte multe, să spunem, necesități de informații și asta este un semn foarte bun, adică noi vedem deja înmulțirea relațiilor și relațiilor organice, care este foarte îmbucurător. Dar în ceea ce privește stat, statul trebuie ca să susțină aceste necesități. De aceea s-a făcut o construcție financiară, construcția de credit din partea comerț Eximbank din Ungaria. Acest Eximbank este subordonat în mijlocit Ministerului Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Externe și s-a creat un credit line, o linie de credit cu sumă de 61,5 de milioane de euro pentru acești factori economici și din Ungaria și din Moldova, care ar dori ca să elaborează, să facă un schimb de comerț, dar și nu numai, dar și pentru crearea întreprinderilor mixte este deschisă această posibilitate. Domnule ambasador, foarte mult am discutat și lucrul ăsta nu-l putem trece cu vederea despre faptul că Republica Moldova este un stat capturat, un stat oligarhic. Cum vede Ungaria lucrul ăsta? Există mecanisme care confirmă această stare de lucruri și până la urmă există o stare de lucruri foarte incertă. Când zic lucrul ăsta, mă refer la instituțiile statului care sunt partajate politic. Vi se pare ceva firesc? Haideți să pornim de la oligarhi. Da, asta este un fenomen sau o terminologie caracteristică mai multor țări în regiunea, mai ales post-sovietică. Este destul de interesant, adică cum trebuie ca să lucrează economie, cum trebuie ca să, ce fel de relație trebuie ca să aibă sfera politică cu sfera economică. Sunt diferite modeluri, bineînțeles. O anumită relație, asta totuși este peste tot, adică nu există nicio țară pe lume unde puterea economică cumva nu are efect, nu exercită o anumită anumit efect, influență asupra sferei politicului. Dacă este destul de numai, noi ne referim la sistemul de lobby, care totuși este ceva oficial legalizat și care funcționează și chiar și în țările foarte dezvoltate occidentale. În țările noastre și în Europa sunt fenomene, bineînțeles, care pot ca să fie considerate negative din această privință, dar, ca spun americanii, pentru această problemă trebuie ca să se funcționeze bine și sistemul de așa numită autopurificare a democrației. Adică astfel de sisteme trebuie sisteme de imunitate trebuie ca să lucrează. Noi vedem în Republica Moldova, în societate, gândirea foarte sănătoasă în legătură cu acest fenomen și dacă oamenii gândesc așa, asta înseamnă că și în organele suveranității populare și în Parlament, bineînțeles, și mai ales trebuie ca să funcționeze aceste reflexe, aceste mecanisme. Acum noi vedem că sunt foarte multe eforturi pentru a elimina sau limita astfel de fenomene. Partajarea politică a instituțiilor statului. E ceva firesc în democrație? Partajarea politică în ceea ce privește aparatul executiv, adică guvernul, bineînțeles că guvernul este guvernul politic. Adică are culoare politică și... Dar CNA, VAM și alte instituții, judecătorii?
În ceea ce privește funcționarea acestor instituții, mai ales instituției justiției, aici trebuie totuși ca să se aibă o independență și aceste organe ca să se funcționeze tot fără orice, să spun așa, precădere politică sau ca să nu aibă culorile politice, trebuie ca să funcționeze într-un fel egal în privința tuturor cetățenilor, fără apartenența politică. Dar noi vedem acum că organele aceste acum funcționează într-un fel foarte activ. Dumneavoastră ați menționat VAMA. Acum noi vedem o reorganizarea totală și chiar și o sporire a eficienței activității acestor organe într-un fel foarte, foarte vizibil. Mi se pare că sunt semne pozitive și această tendință trebuie ca să fie menținută. Și domnule ambasador, economia tenebră a Republicii Moldova ar putea fi diminuată, ar putea fi aceste mijloace financiare ca să ajungă în bugetul statului ca respectiv să avem o dezvoltare economică pe cea care ne-o dorim fiecare cetățean a țării? Da, este, sunt șanse ca să situația să se îmbunătățească pe acest domeniu, dar aici nu numai, dar foarte important că ați menționat, da, ca organele care au un control și exercitează un control asupra diferitelor activități, ca acestea ca să fie cât mai eficiente și acest control să fie cât mai strict. Și aici, bineînțeles, trebuie foarte mult de făcut. Dar, pe de altă parte, este și un aspect economic, adică oamenii trebuie ca să aibă posibilitatea de a trăi, de a lucra, de a avea salarii normale și ca mare parte a populației ca să nu trebuie ca să fugă în străinătate pentru a lucra, adică trebuie ca să fie create noi locuri de muncă și eficiența funcționării economiei trebuie ca să se sporească. Pentru că, pe de altă parte, bineînțeles că asta este baza materială unei situații în care deja oamenii nu sunt pur și simplu nevoiți ca să rămână în viață, ca să aibă aceste, să spun așa, veniturile negre sau gri în economia neoficială. Adică aici este vorba despre un proces mai complex, nu numai ceea ce privește funcționarea și organizarea organelor respective de stat și de control, dar și îmbunătățirea situației economice în întregime. Domnule ambasador, rămân la economia tenebră și vreau să vă întreb, lucrul ăsta, înfloririi, în ghilimele de rigoare când zic economiei tenebre, se datorează și așezării Republicii Moldova pe harta lumii? Pentru că până la urmă suntem între două extreme sau două mari influențe politice, am putea spune. Acest fapt datorează ca această economie tenebră se menține la un nivel atât de înalt? Situația geopolitică probabil are o anumită însemnătate, anumită influență și asupra acestui fenomen, dar mi se pare că aici mai ales problematica, adică rămânerii în urmă economiei și problematica întârzierii anumitor schimbări în economie are un rol decisiv, că aceste reforme economice și restructurări economice, ramurilor economice, reindustrializare, pornirea unui proces de reindustrializare care s-a întârziat, că asta este cel mai important motiv ca economia încă se află pe un acest nivel în care economia tenebră are un rol foarte, foarte important și
Aici, bineînțeles că geopolitica poate ca să aibă un rol, dar eu nu aș spune că aici asta este decisiv. Ați menționat ceva mai devreme despre faptul că Republica Moldova în anumite situații rămâne un pic în urmă. Apare întrebarea firească. Acest lucru se datorează incompetenței clasei politice, lipsei poate unei elite politice ferme sau lipsei de control poate a societății civile asupra celor care îi reprezintă până la urmă. Pentru că, de ce încerc să accentuez aceste aspecte? Pentru că pentru istorie, până la urmă, 25 de ani nu sunt atât de mulți. Dar pentru fiecare dintre noi, atunci când activăm în aceste condiții, și lasă o amprentă destul de mare asupra vieții noastre. 25 de ani în viziunea sau în perspectiva istorică chiar nu sunt atât de mulți timp. Și tot așa este și în Ungaria. Adică când am avut schimbul de regim, noi numim schimb de regim în 89-90, schimbările cumva s-a părut populație foarte rapide și brusc, dar totuși nu s-a schimbat atât mult, multe lucruri cum oamenii cumva au imaginat. Adică schimbul a fost mult mai încet dacă noi luăm în vedere mentalitatea oamenilor, că totuși cea mai mare parte a societății, cum se poate spune, că s-a socializat, eu mă refer acum oamenii care au fost activi sau cei mai activ în 90, s-au socializat în socialism, în timpul socialist, tot așa și în Moldova, și este foarte, foarte încet acest proces, cum mentalitățile se schimbă, și este nevoie de o generație cu totul nouă, care deja nu au experiențe din regimul socialist sau sovietic. O generație care s-a ivit și a făcut școlile și studiile la universități în anii 2000 și care acum este în universități. Adică acum noi putem ca să ne bazăm pe acești oameni tineri care vor fi probabil primii într-adevăr cu capacitățile de a schimba și de a vedea lucrurile cu totul altfel, adică deja pe nivelul european, pe nivelul nu numai european, dar și pe nivelul globalizării, pentru că acum deja sunt și alte regiuni ale lumii care sunt competitori foarte foarte posibile ale Europei, chiar și Statelor Unite ale Americii. Adică acest oameni tineri trebuie ca să fie pe nivelul exigențelor cu totul mai înalte, și mi se pare că dânsii vor fi capabili într-adevăr ca să creeze un sistem economic-cultural, sistem social modern în Republica Moldova. Aici este, bineînțeles, nevoie de mai multe reforme, despre care până acum nu am vorbit, dar reforma socială, sistemelor sociale, sistemelor de pensii, sănătății, ocrotirii sănătății și așa mai departe, care sunt foarte, foarte necesare în Republica Moldova și care trebuie să se facă într-un fel cât se poate de urgent, pentru că situația se agravează. Domnule ambasador, dumneavoastră ați vorbit foarte bine despre rolul tinerilor, despre aportul lor, despre democrație. Apare o întrebare firească. Oare majoritatea tinerilor înțeleg în adevăratul sens al cuvântului valențele pe care le comportă democrația și nu se ajunge în albia haosului? De ce întreb acest lucru? Pentru că după alegerile prezidențiale din Republica Moldova au ieșit un anumit segment de populație care au protestat. S-ar părea că este firesc, fiecare dintre noi, fiind cetățeni, ne putem demonstra anumite opțiuni politice, avem dreptul de a protesta.
protesta. Însă ce facem cu simbolurile de stat care au fost profanate? Ce facem cu un comportament indecent până la urmă din partea acestor tineri? Aici ajungem în Albia că au fost organizați de anumite curente, fie că au fost puși la cale. Cum se vede treaba asta din prisma unui ambasador? Este un lucru așa cu mai multe, să spun așa, mai multe aspecte care trebuie ca să se aibă în vedere. Unul este, da, toată lumea are dreptul de a ivi ideologia, vederile politice și toate aceste lucruri, adică este o totală libertate pentru a demonstra, bineînțeles, dar între numai adică cadrele legale care nu sunt violente. Este și un aspect care e foarte important, că trebuie ca să se aibă și la școli, adică în cadrul învățământului, o foarte eficientă, așa, predare a valorilor importante a vieții politice, sociale, democrației. Trebuie ca să se învață aceste discipline pentru oameni tineri. Până acum acest lucru nu este prea eficient, după cum eu știu. Este și un, nu măcar asta în Ungaria și în marea majoritate a țărilor europene, este așa că totuși tineri, adică eu am vedere oameni care încă nu au atins 18 ani, nicicum nu trebuie ca să se involve în activitățile politice de partid. Pentru că asta probabil că nu este corect și chiar și este periculos, adică pentru oameni tineri, copii, propriu zis. Și tot este foarte important ca în cadrul instituțiilor de învățământ, de educație, ca să se nu se desfășoară niciun fel de activitate politică de partid, dar activitate politică în general. Asta este foarte important și asta la noi în Ungaria acest principiu este respectat. Mi se pare că sau mi s-a părut straniu că oameni așa tineri, adică care încă nu sunt adulți, nu au acest obiect de maturitate și probabil că sunt conștienți sau mai puțin, dar dacă dânsii sunt manipulați de către anumite forțe politice sau dacă dânsii sunt organizați pur și simplu de către cineva sau anumite organizațiile politice, probabil că asta nu e corect. Pe de altă parte, bineînțeles că toată lumea are dreptul de a exprima convingerile sale politice. Domnule ambasador, vreau să revenim poate la un aspect sau să punem în discuție un aspect foarte important pe care l-ați menționat și dumneavoastră. Puterea versus societate civilă. Apare în acest context rolul esențial al elitelor politice, dar și al elitelor intelectuale. Vreau să aflu de la dumneavoastră, elitele intelectuale în condițiile Republicii Moldova pot fi determinante în stabilirea cursului extern a Republicii Moldovei, de politică externă? Elita culturală trebuie ca să aibă un cuvânt foarte, foarte important, decisiv în chestiunile, în rezolvarea chestiunilor politicii, rezolvarea chestiunilor vieții publice și această elită culturală sau cultural-politică trebuie ca să aibă și o capacitate de a crea consensus. Consensus este foarte important și asta ar fi cea mai binevenită pentru societatea, chiar și viața politică a Moldovei, pentru că sunt interese economice, economico-politice și culturale, care totuși sunt comune. Și aceste interese trebuie ca să se cristalizeze în cadrul unui consens integral social
Și această elită culturală are astfel de capacități. Asta dar este amorfă la ora actuală? Opinia mea acum este amorfă, dar totuși are aceste capacități și aceste personalități importante care sunt capabile pentru a elabora un consens. Adică de a concentra voința generală socială spre realizarea scopurilor cele mai vitale a statului, a societății. Aici sunt capacitățile, există, dar acum, bineînțeles că cu această geopolitizare a extremă care noi am văzut și în campania electorală și cumva, dar nu numai electorală, adică alegerile prezidențiale, dar și alegerile parlamentare, care este foarte nocivă pentru Republica Moldova și care creează o situație chiar fatală dacă se menține astfel de starea lucrurilor, această geopolitizare, care impune oamenilor, alegătorilor, de a gândi despre numai o alegere falsă, alegerea artificială, care într-adevăr nu este problema principală a Moldovei, că deturnă atenție de la problemele cele mai principale a dezvoltării, modernizării, alegerii posibilităților economice, sociale, adică ceva, mi se pare, un obiect artificial înaintat care este foarte negativă pentru. Domnule ambasador, o întrebare tranșantă. Alegerile prezidențiale din Republica Moldova au fost geopolitice sau nu? Au fost într-o foarte mare măsură geopolitizate. În ceea ce privește intenția candidaților, probabil că chiar nu a fost geopolitice, pentru că măcar în faza inițială toată lumea cumva partea decisivă a candidaților, adică candidați cei mai potențiali, totuși s-a străduit ca să concentrează asupra problemelor cele mai importante a societății, adică economice, sociale, modernizării și așa mai departe, dar cumva s-a apărut acest efect, pot să spun, mediatic, care cumva a deturnat mersul acestei campanii și s-a geopolitizat în foarte mare măsură. Domnule ambasador, democrația presupune dialog continuu, societate civilă, putere. De ce în Republica Moldova s-a creat această fisură? Vorbim despre o colaborare doar în campaniile electorale, când face actorii politici fac anumite promisiuni. Și până la urmă societatea nu are sau nu vrea să utilizeze pârghiile de control asupra celor pe care i-a delegat. Unde nu funcționează mecanismul? Aici este vorba despre o permanent proces de învățământ de către participanților procesului democratic. Eu am opinia despre asta că probabil aici este un proces organic care totuși se înaintează și legătură între alegători, oameni, cetățenii care au drept de vot și între cei care au fost aleși, acest interacțiune, totuși asta trebuie ca să se facă cât mai permanent, cât mai performantă și cât mai eficientă. Adică, mi se pare că asta este un proces foarte încet și chiar și dacă noi trăim aceste momente, este foarte dificil de a aibă un sentiment
de înaintare, de progres, dar dacă noi luăm totuși în considerare un timp mai îndelungat, 10, 15 sau 20 de ani, noul președinte se poate vede poate că face acest lucru? sunt mai aproape alegători și cei care au fost aleși, adică deputații Parlamentului. Despre președinte este destul de greu de spus, pentru că acum a fost din nou introdusă sistemul, adică alegerii președintelui directe. Asta destul de mult a avut loc ultima dată și 20 de ani în urmă. Nu este ușor de a compara cum a fost situația în timpul alegerii domnului Snegur Lucinski și acum cu alegerea președintelui. Oamenii au fost activi, alegătorii au fost activi în sfârșit. Asta în primul tur nu s-a părut așa, dar în a doilea tur acest mobilizat. Lucru s-a schimbat și a fost o conștientizare a societății, care este un lucru bun. Și se pare că procesul ăsta a fost pozitiv. No, vom vedea. Pentru asta trebuie un timp mai îndelungat. Excelența voastră, ați vorbit ceva mai devreme despre globalizare, despre valori, respectiv non-valori, ne-aș permite să punctez. Spuneți-ne, vă rog, Republica Moldova, cum ar trebui să procedeze atunci când se vorbește de aceste valori importate? Nu este obligatoriu ca să fie dintr-o anumită regiune. Până la urmă, lucrul ăsta a trezit reticență față de importul de valori și din partea bisericii. Chiar dacă suntem într-un stat laic și într-un stat care zicem că biserica este oarecum separată de stat. Sunt diferite modele și în această privință în Europa, partea occidentală se caracterizează de o separare mai hotărâtă, mai accentuată, bisericii de la stat și de stat de la biserici. Partea estică și mai ales unde sunt țări cu bisericile ortodoxe sunt mai tradiționale și probabil biserica, rolul bisericii în societate este mult mai mare. Asta fără orice întrebări că rolul bisericii, rolul preotului este extrem de important în comunitățile ortodoxe. Acest lucru este firesc, este natural și aparține mersului normal a istoriei țărilor respective. Reticența s-a demonstrat în raport și cu minoritățile sexuale. Aici a apărut marea problemă. Reticențele sunt în fiecare țară. Nu avem toleranță? Mă scuzați că vă întrerup. Toleranța trebuie să fie. Toleranța este foarte importantă. Depinde dacă noi luăm problematica toleranței interetnice sau între religii, mi se pare că Republica Moldova este o țară extrem de tolerantă. Eu fac comparații, nu aș dori ca să numesc alte țări, dar eu am o anumită experiență în regiunea și în sens mai larg, regiunii în Europa și pot ca să vă spun că în Republica Moldova această toleranță este foarte, foarte înaltă. Adică este o condiție foarte bună pentru a crea o societate tolerantă și în toate alte aspecte. Problematica minorităților sexuale, asta este o problematică mai delicată, trebuie să acordăm atenție foarte mare acestui aspect. Bineînțeles că toată lumea, fiecare ființă umană are drept pentru identitatea sa de toate felurile și etnice și religioase și de ideologia și de sex și de diferite orientările sexuale și așa mai departe.
Cum și care este, care este relația societății, care este relația comunităților sau chiar microcomunităților la aceste aspecte ale vieții? Asta este o problemă, problematică complexă și noi trebuie ca să lucrăm cu toate mijloacele pentru a mări această toleranță în societățile noastre și în Ungaria și în alte țări ale Uniunii Europene, pentru că și la noi sunt astfel de chestii. Noi, statul în orice caz trebuie ca să ocrotească minoritățile de orice feluri și ca să facă tot pentru a, pentru a înlătura discriminări, dacă sunt discriminări, pe toate, toate domeniile ale vieții. Domnule ambasador, noi ținem să vă mulțumim pentru participarea la emisiunea Reflector Analitic și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri la mai multe aspecte puse astăzi în discuție. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Ne-a făcut plăcere să discutăm cu domnia voastră. Stimați telespectatori, astăzi în cadrul emisiunii Reflector Analitic am discutat despre Republica Moldova, relațiile ei cu Ungaria, perspectivele politice și tot ce ține de activitatea celor două țări. Invitatul nostru a fost ambasadorul Ungariei la Chișinău, Matias Szilagyi, și noi vă mulțumim pentru atenție. O seară bună, rămâneți alături de noi. Pe curând!